Campania electorală pentru alegerile parțiale la funcția de primar al Romanului din 11 iunie se anunță atipică, în sensul în care principalii contracandidați, respectiv Lucian Micu din partea PNL și Marius Neculai din partea PSD, sunt, așa cum o declară chiar ei, oameni din generația tânără care se cunosc, se respectă și au un comportament civilizat între ei. Ba chiar aceștia au demarat precampania cu un schimb de șarje amicale. Marius Neculai a încercat chiar să-și glumească, afirmând că odată ajuns pe funcția de primar, el îl va păstra ca viceprimar pe Lucian Micu, cu care este sigur că va face echipă, evident, spre binele marii familii romașcane, care chiar nu mai știm ce culoare va avea. Chiar și cu actualul viceprimar, cred că sunt în relații foarte bune și cu dumnealui putem colabora și cu dumnealui putem face echipă. Dacă îmi permiteți o glumă, pot spune că Roma nu are șansa să ne aibă pe amândoi în funcție de conducere, pentru că în situația în care eu aș câștiga funcția de primar, domnul Lucian ar rămâne în continuare în administrație, probabil cu funcția de viceprimar, sau o să vedem ceea ce o să-și dorească dumnealui. Dar cu siguranță, noi fiind din aceeași generație, putem colabora și putem construi împreună o echipă care se lucreze în interesul romașcanilor. Ușor amuzat și Lucian Micu i-a întors spusele, transformându-le într-o glumă referitoare la situația în care Marius Neculai va ajunge viceprimar, în condițiile în care la viitoarele alegeri locale va obține un loc de consilier local în viitorul legislativ. Eu am aproape 5 ani de experiență ca viceprimar, în care am lucrat alături de domnul Leoreanu. Domnul Leoreanu, în aproape cei 9 ani de mandat, cred că a avut doar vreo 2 sau 3 ani guvern favorabil. În rest, au fost guverne din alte partide. Și eu nu țin minte ca Romanul să fi suferit din acest punct de vedere sau să nu fi cunoscut dezvoltarea. E trist că te gândești la o comunitate să o sprijin doar dacă ai un om de-al tău. Deci o astfel de abordare nu mi se pare corectă. Însă eu nu aș vrea să intru prea mult în astfel de detalii politice. Suntem și în săptămâna mare. Eu de regulă am spus că nu fac campanie la primărie, ci vorbesc doar despre probleme administrative. Dar da, din punct de vedere administrativ, eu aș putea să fac echipă cu domnul Marius Neculai, în condițiile în care în 2020 va candida pe o listă la Consiliul Local, va fi ales consilier local și ar putea fi un foarte bun viceprimar pentru mine, ca să învețe puțin administrație, după care mai putem discuta și alte lucruri. Dacă lucrurile nu sunt deja tranșate în sensul existenței, așa cum se vorbește în culisele politicii locale, ale unor înțelegeri transpartinice, se va vedea pe numele căruia dintre cei doi candidați va pune electoratul ștampila.